Bună dimineața! Este o luni, este ora 7 și ne-am trezit, dăm start acestei săptămâni frumoase. Suntem mult mai vesel și mult mai plini de viață pentru că încet, încet apare primăvara și primăvara vine cu un val de căldură, vine cu readucerea la viață. Așa suntem și noi. Hai să vedem cum se simte și Nicol în acest început de primăvară. Bună dimineața! Bună dimineața, tinerețe! Bună dimineața, dragii noștri! Simți că vine primăvara. Da. Ce ți s-a întâmplat? Da, vine primăvara. Ce ți s-a întâmplat? Nicol, vine primăvara. Nu ți-aduci aminte vineri când am ieșit de la emisiune că stăteam și ascultam păsărelele care cântau și soarele frumos care este afară. Nicol! Așa este. Și m-am uitat și la prognozele. Da, și m-am uitat și la prognozele meteo. Adevărul este că și februarie, și martie, și aprilie, zona Europei din care face parte și în România era de culoare roșie, adică cu temperaturi peste limita normală. Deci încet vine primăvara. Dar mă rog la Dumnezeu și la natură să nu mai dea un îngheț, ce știu eu când, și după ce toți pomișorii înfloresc, să cadă frunzele și să nu mai avem fructe. Și să mâncăm iară mere de Polonia și mai știu eu de pe unde. Nu, Nicole, mâncăm de România, că suntem români, ce Doamne! Păi dacă nu sunt, dacă nu se fac. Găsim noi pe undeva, uite, mergem pe la țară și de acolo găsim 100% produse naturale, deci din România. Și autohtone. Da, apropo că spuneai de flori, de înflorit, ieri a avut loc un spectacol de teatru extraordinar de frumos. Da, tu, super. Trandafirul tatuat. Cu această ocazie vreau să-i felicit pe cei care au jucat în această piesă de teatru. A fost extraordinar de frumoasă. A fost, culmea, o dramă, dar combinată și cu comedie. Hai măi, Nicol, au fost niște secvențe în care efectiv nu te puteai abține. Mai, un crâmpei cât se poate de normal din viața fiecăruia dintre noi, știi? Și până la urmă mesajul, apropo de dramă și presărat cu un pic de umor, și cu un final, de fapt, normal care ar trebui să fie, e că în viață avem și bune și rele. Noi și suntem singuri. Noi suntem singurii care o luăm razna și ce știu eu ce gânduri avem și ce decizii luăm. Până la urmă, important este să avem puterea de a recunoaște că am greșit, știi? Mai ales când e vorba de un Nicol, happy end. Super. Secvențe din piesa de teatru chiar mă regăsea pe mine că stătea cu două locuri mai în fața mea și se tot întorcea și se uita la mine. Da, așa e? Da, pentru că știți, îi spunea, vezi? Eu ți-am spus că așa se poate întâmpla, ai grijă ce faci, ai grijă cum faci, ai grijă ce gândești, știi, pentru că uite-te, e adevărat. De fapt, da, e vorba de experiență, nu de altceva, să nu vă închipuiți că am puteri paranormale și știu, mă uit la om și spun ce urmează. Apropo de ceea ce urmează, chiar acum revista presei cu Nicol Ebner, să vedem ce s-a mai întâmplat în județul Hunedoara în acest sfârșit de weekend, să vedem ce știri au mai apărut, chiar acum. Și Nicol e cea care știe răspunsul la întrebarea mea dinainte de acest generic. Să vedem, Nicol, ce s-a întâmplat la noi în județul Hunedoara. Chiar am avut un weekend intens. Se simte că e primăvară. Știi, m-am pus în mișcare. Eu sunt născută primăvară. Deci și dintr-o dată simți că e primăvară. Exact. Vineri conferință de presă. Duminică o conferință de presă plus teatru, știi? Dar vineri conferință de presă la PSRO, unde, surprise, Mircea Muntean, candidatul PSRO la primăria Deva, și-a anunțat candidatura și la Consiliul Județean. Păi stai, hai că eu fac parte din categoria celor care stau acasă în fața micului ecran și nu înțeleg. Poți să-ți depui candidatura și pentru postul de primar și poți să-ți depui candidatura și pentru postul de consilier județean? Sigur că da. Păi și dacă, spre exemplu, așa prin absurd, le câștigi pe amândouă, ce faci? În termen de 15 zile, conform legii, renunți la una dintre ele. Deci, înainte de a depune jurământul pentru funcția pe care ai optat, renunți la una dintre ele.
Asta ce, poți să candidezi și cum norocăși numai, norocăși numai scrutinuri pentru primărie, Consiliul Local și Consiliul Județean. Știi că dacă ar mai fi fost și altele, cred că se înscria Mircea la toate. Poate ceva prinde, nu? Exact. Cum a fost exact această conferință exact de presă? Liniștită, potolită. Serios? Da. Jurnaliștii n-au fost foarte interesați, nici foarte curioși, nici în ce stadiu e dosarul, nici ce se va întâmpla dacă cu candidaturile lui, dacă instanța va da verdictul că este vinovat pentru faptul că a condus în stare de ebrietate și așa mai departe. Nu, au lăsat-o moale pentru că nu știau cum e Mircea, știi? Dar asta este, omul și-a anunțat candidatura, s-a confirmat că va fi primul pe lista de consilieri județeni, exact cum va fi primul și pe lista de pentru primărie. Și-a anunțat candidatura, președintele organizației județene Răzvan Mariș a confirmat, a anunțat susținerea, deci asta este. Este să înțelegem, dar și-a dat demisia din Partidul Social Democrat? Nu. Păi, poți să candidezi de la un alt partid și să fii membru într-un... Da, poți, da, e posibil orice, pentru că politicienii își fac legile și regulamentele, știi, și le fac pentru ei, înțelegi? Deci se poate, pentru că el n-a ieșit nici din grupul parlamentar PSD, n-a plecat nici de la PSD, dar va candida pe alte liste, știi? Asta este. Este perioada de campanie electorală cu câteva săptămâni înainte, te suspendi din funcțiile pe care le ai și în perioada aceea te înscrii la alt partid. Și cu asta basta, s-a rezolvat totul. Ți-am zis, politicienii au grijă de ei, tocmai ca să-și înlesnească astfel de manevre, știi? Nu. Dar până la urmă, ce să facem? Și să rămânem în acest... Ăștia defilăm. Da, cu ăștia defilăm. Și să rămânem tot aici, în acest domeniu, să-i spun așa, ce s-a întâmplat și la conferința de presă de duminică. De duminică de la PNL, conferința de presă susținută de cei doi co-președinți ai PNL, Bogdan Țâmpău și Dorin Gligor, a avut ca subiect răspunsuri oficiale la câteva articole apărute în presă. Se pare că bătălia pentru desemnarea candidaților, cei mai vizibili, cei care au și susținere din partea organizației, și e destul de puternică. În Brad, cel puțin, au fost 3 candidați. O diferență în sondajul de opinie realizat în PNL, în Brad, diferența dintre ei nu era mai mare de 1%, marja de eroare era de 4% a sondajului, asta înseamnă că toți erau cam la fel, știi? Departajarea a făcut o organizația locală PNL Brad, adică pe cine susține, pe care dintre cei 3 candidați. Organizația a ales să-l susțină pe cel de pe locul 2, nu pe cel de pe locul 1. Nicola. Al treilea s-a retras, a spus că face echipă cu cel susținut de organizația PNL. Adică cel de pe locul 2? Sigur că da, și-a optimizat șansele pentru că... între locul 1 și locul 2. Nu, cel de pe locul 1, supărat de ceea ce se întâmplă, a anunțat că își dă demisia și că va candida din partea altui partid și așa mai departe, știi? Nu, chestii de genul ăsta. Dar mai multe o să vedeți la jurnalul de știri de astăzi, de la InfoHD. Deci și la Brad, și mi se pare că și la Vața este cam aceeași chestie. Acolo unde, știi, nu. Trebuie să mergi cu cel care are susținerea organizației, că degeaba ești un number one în opțiunea corect, dacă electoratului, dacă nu ai oameni în spate care să lucreze pentru tine, știi? Despre ce vorbim? Că așa... Munca în echipă, Nicol. Despre ce tot discutăm? Așa ar avea șansele cele mai mari independenții, știi? Dacă stai să te gândești. Ca și popularitate. Dar când e vorba de campanie, o lună de zile, de muncit, de făcut, de dres, dacă n-ai echipă, degeaba ești popular. Și acum să trecem la un alt capitol, să lăsăm partea politică deoparte și să vedem cu ce informații vine Nicol din alte domenii.
Păi mă, după câte văd eu cam... Mai politic. Aici, da, 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 da. Adrian David este oficial liderul listei PNL pentru Consiliul Județean. Cum spuneam, este singurul, de fapt, cum a spus și în emisiune, în controverse, este singurul care și-a depus candidatura. Nu și-a mai depus nimeni. Ce m-a surprins, că este singurul care până acum a anunțat că își va pregăti un program de management de dezvoltare a județului. Da, chiar a declarat în emisiunea Controverse. Cei care nu au reușit să o vadă în direct o pot vedea și pe pagina de YouTube, televiziunea Info HD, acolo sunt toate emisiunile difuzate, cele care nu ați reușit să le prindeți în direct pe TV. Și ce m-a surprins în mod plăcut... Pe bune, că n-am auzit până acum niciun politician abordând o astfel de temă, l-am întrebat normal dacă va reuși să ajungă președintele Consiliului Județean, adică va reuși să-i capaciteze pe toți ceilalți consilieri județeni să voteze pentru el în fruntea instituției. Deci dacă va ajunge președintele Consiliului Județean, normal, ca lider, va trebui să preia și șefia partidului în județ. Și v-am spus, spre surprinderea mea, și l-am văzut foarte hotărât, și este genul de om care nu dă înapoi, adică nu se contrazice. Asumă tot ceea ce spune și tot ceea ce face. Și nu se contrazice. Ce a zis, a zis, da? A spus nu. S-a demonstrat foarte clar că polarizarea puterii totale într-un singur punct sau la o singură persoană nu aduce beneficii. Și nu este sănătoasă, să spunem. Da, normal. Și atunci zice, dacă voi fi președintele Consiliului Județean, mă voi ocupa de administrație, pentru că trebuie să facem ceva pentru județul ăsta și pentru oameni, și politica să rămână la cei care vor să facă politică. Super tare, super tare, pe bune, jos pălăria. Și eu cred că omul ăsta, exact ce zice aia, va și face. Bine, el a fost o propunere și a înscris candidatura. Vineri seara a avut loc validarea acestei candidaturi, da, care va fi trimisă spre analiză la București și în funcție de ce spune, când va da ok-ul Bucureștiul, atunci PNL va ieși cu candidatul oficial în față. Nu cred că e cazul să mai... Nu, dar se punea problema că de ce nu este prezent, de ce nu este prezent. Păi nu este prezent pentru că omul chiar nu este conștient, domnule, stai puțin că sunt doar candidat, stai să fiu nominalizat oficial și abia după aceea. La ce să vii la conferințe de presă să vorbești, da, el este candidatul nostru, să vedem ce zice Bucureștiul. Te pui într-o poziție tâmpită, știi? Nu, dacă Bucureștiul zice altceva. Gândește-te că poate Bucureștiul zice că... La urmă, de acolo se dă ora exactă. Vrem, noi nu vrem, trebuie să ne asumăm ora exactă pe care Bucureștiul o dă. Da, da. Și asta noi suntem, deci, în provincie. Deci tipul este foarte deștept. Se vede că lucrează și în mediul universitar, se vede că provine și dintr-o zonă cu foarte multe probleme, de fapt, care te călește, clar, o viață grea și... Deci are toate aturile ca să conducă în continuare județul Hunedoara pe următorii 4 ani. Asta este. Tocmai de aceea tinerii noștri din ziua de astăzi ar fi bine să punem mâna pe carte. Este foarte important să avem o cultură generală cât mai vastă. Iar Biblioteca Județeană Ovidiu Sușanu Hunedoara Deva n-a pregătit un stand de carte cu vânzare aflat în cadrul secției de artă și carte franceză. În fiecare zi, de luni până sâmbătă, putem trece pe la bibliotecă și să achiziționăm cărți. Ei bine, de această dată, editura Rao ne-a pregătit cărți cu 20% reducere. Așa că astăzi, când mergeți la servici sau când reveniți de la servici către casă, puteți să vă opriți pe la Biblioteca Județeană Ovidiu Sușanu Hunedoara Deva. Nicol, vrei să mai spui ceva? Da, voiam că de carte trebuie să aibă parte și președinții asociațiilor de proprietari și administratorii. Păi, să înțeleg că sunt probleme în acest domeniu? S-a modificat legea și foarte bine, pentru că, iată, de acum încolo, asociațiile de proprietari sunt obligate să arate cum calculează sumele lunare de plată. Și este foarte bine, pentru că majoritatea tabelelor cu cheltuielile, da, sunt doar cu suma finală și la calcule simple îți dai seama că... Plătești prea mult. Nu se lucrează corect. De exemplu, prețul unui metru cub de apă este de 2 lei și 70, să zic, știi? Uh-huh. Da. Sunt pierderi în sistem, da. Da? Și pentru că sunt pierderi în sistem,
Ei nu ți adaugă pierderile, ci îți calculează, ca să recupereze acei bani, îți recuperează și ți iese metru cub de apă dublu, la 4 lei și nu știu cât, ceea ce este împotriva legii. Păi nu poți să modifici un tarif sau un preț stabilit prin hotărâre de Consiliu Local în urma unor calcule. Deci ăla este prețul, pe ăla trebuie să respecti, știi? Alte asociații, mă rog, împart pierderile la apă cel puțin, împart pe apartamente, pe locuințe, în funcție de numărul de membri. Dar altele greșesc flagrant, ți-am zis, sau își măresc salariile, indemnizațiile, cei care administrează asociația, fără hotărâri de adunări generale și așa mai departe, știi? Tot felul de minunății, te crucești. Sau cum se aplică penalitățile, știi? Fiecare după capul lui. Bănuiesc că ar trebui să existe niște formule de calcul care să se respecte inclusiv bineînțeles la partea de penalități. Bineînțeles că există și există marje de minim și maxim pe care le supui adunării generale a proprietarilor. Și la fel bănuiesc că există și o indemnizație clar specificată pentru cei care sigur se ocupă de asociația de locatari. Sigur că da, și trebuie să se înțeleagă foarte bine că acea administrație, acel președinte, administrator, cu cenzor, trebuie să lucreze pentru cetățean, pentru că cetățeanul îl plătește, nu să te comporți ca și cum ar fi blocul tău, știi? Și deci, nu vreau să spun câte situații din astea am întâlnit. Aiuria, nu face nimeni nimic, încasează, dar se poartă cu proprietarii de parcă ei ar fi proprietarii blocului, nu eu aș fi proprietarul locuinței, știi? Măi, Nicol, grantomania asta este greu de suportat pentru unele persoane. De asta am spus că este nevoie de carte, Corina, de asta am spus, foarte bine am punctat, este nevoie de carte. Că totuși trebuie să fii un pic luminat, nu să te trezești cu funcția, gata, și vai de mine cine sunt eu. Iar cei care acordă aceste atestate, adică mă refer la cei de la primărie, poate ar trebui să ia în calcul și alte criterii. Să mai lărgească marja. Nicol, să știi că mai ai timp doar pentru un singur titlu, după care o să luăm o scurtă pauză de publicitate și o să revenim la Corineața cu invitatul nostru din această dimineață. Corneliu Birtoc Băneasă, inventatorul nostru, care și-a prezentat invențiile și la noi, și în emisiune, și premiile, și da, invenții, la uite, te și-a prezentat invențiile și elevilor hunedoreni. Mă bucur. Este foarte bine, pentru că așa îi inspiră. Capacitează, sigur că da. Și iată, ONG-ul lui poate încet, încet se dezvoltă, se lărgește, vor și fi membri, mai mulți membri. Exact, cu toți foarte creativi. Exact, exact. Să-i ajute Dumnezeu. Eu îți propun să luăm chiar acum o scurtă pauză de publicitate, după care o să revenim aici, la Corineața, cu invitatul nostru. Nu plecați, rămâneți alături de noi. În subordinea Bibliotecii Județene Ovidiu Suceanu funcționează 5 filiale. Filiala numărul 4 funcționează în incinta Școlii Generale din Cristuri și deține peste 10.000 de cărți din diverse domenii: literatură, știință, drept, religie, artă, sport, pedagogie. Filiala este dotată cu 10 calculatoare care oferă acces gratuit la internet pentru utilizatori.
Vrei să devii o persoană de succes? Îți dorești să te conectezi în lumea afacerilor? Învață alături de FEA, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor din Timișoara. O echipă tânără și dinamică unde poți crește și tu. FEA, suntem aici pentru tine. www.fea.uvt.ro. Șansa reușitei tale e la noi, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor din Timișoara. Camera Agricolă Județeană Hunedoara, instituție în subordinea Consiliului Județean Hunedoara, oferă cele mai bune servicii producătorilor agricoli. Cursuri de calificare profesională, consultanță agricolă gratuită, asistență tehnică în domeniul agricol, organizarea de târguri, expoziții și schimburi de experiență, consultanță privind legislația agricolă, accesarea de fonduri naționale și europene în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, PNDR 2014-2020, crearea de parteneriate public-private cu asociații profesionale ale producătorilor agricoli. Camera Agricolă Județeană Hunedoara, cel mai bun partener al afacerii dumneavoastră. Evo Media Deva, grafic design, print digital, producție publicitară. Evo Media Deva, imaginea ta contează. Evo Media Deva, sună chiar acum. Spitalul Veterinar Andivet este rodul muncii și gândirii unei echipe de medici veterinari dedicați celor mai fideli prieteni ai noștri și anume animalelor noastre de companie. Spitalul Andivet pune la dispoziția clienților servicii non-stop de asistență veterinară. Doctorii veterinari specialiști asigură o gamă largă de consultații pentru animalele dumneavoastră de companie. Spitalul dispune de medicamente de cea mai înaltă calitate pentru efectuarea tratamentelor după diagnosticare. Deparazitarea internă și externă este realizată cu produsele cele mai eficiente de pe piață la ora actuală, iar vaccinarea animalelor de companie se efectuează cu produse de înaltă calitate și eficiență. Datorită specialiștilor în stomatologie veterinară și dotării profesionale în acest domeniu, se pot efectua detartrări, extracții dentare, tratamente ale carilor dentare, chiar și reconstrucție dentară. Sala de operație a Spitalului Veterinar Andivet este dotată cu aparatură ultramodernă, putând efectua în condiții de siguranță operații chirurgicale complicate, animăluțul aflându-se în perfectă siguranță. Acesta beneficiază de un protocol preoperator și îngrijit postoperatorii. Spitalul Veterinar Andivet dispune de un ecograf performant, putându-se efectua ecografii foarte precise, care vin în ajutorul doctorilor pentru un diagnostic precis. Tot aici găsim un aparat foarte performant, putând efectua orice tip de radiografie, de la cele pe oase la cele cu substanță de contrast. Este foarte important să se realizeze periodic buletine de analize din sânge pentru a se vedea starea de sănătate a prietenului nostru fidel prin diferite examene de laborator. Toaletarea ocupă și ea un loc fruntaș, iar aici vă stă la dispoziție departamentul de cosmetică canină. Spitalul Veterinar Andivet dispune de o ambulanță cu dotările necesare pentru a oferi atât tratamentul de urgență a animalelor accidentate sau aflate în stare de șoc, cât și deplasarea acestora în condiții corespunzătoare de monitorizare până la Spitalul Veterinar. Începând cu anul 2011 și-a deschis porțile și pensiunea canină și felină. Aceasta se află lângă clădirea Spitalului Veterinar Andivet și este alcătuită dintr-o curte interioară și două spații de cazare separate, împărțite pentru câini de talie mică și câini de talie mare. Spitalul Andivet. Fidelitate pentru prieteni fideli. Forma fizică și bunăstarea sunt lucrurile principale pentru a învinge în viață. Eliminarea stresului de zi cu zi te ajută să-ți regăsești gusturile și să înfrunți cu succes micile probleme de peste zi. Cu Naturhaus redescoperi plăcerea de a avea un stil de viață sănătos. Vino să ne cunoști! Aici te așteaptă un consultant în nutriție și o gamă variată de produse naturale pentru o alimentație sănătoasă. Naturhaus și Îndeva, Bulevardul Iuliu Maniu, bloc L4. Naturhaus, experți în nutriție și dietetică. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Thank you.
politica, administrația și viața socială a județului tău. Președintele... noastră aici la Colineața, în această dimineață avem un invitat care este pentru prima dată aici la noi, la Cafeluță, să-i spunem chiar acum bună dimineața, domnului Mihai Rimie, primarul, cu mine și Soimuș. Bună dimineața, domnule primar! Bună dimineața! Ce faceți? Bine! Cum e să începeți așa săptămâna de la prima oră cu noi aici la Cafeluță? Foarte bine! Doamne, aici acum să nu fie bine! Cum a fost, domnule? Spune. Ca primar îți dai seama, pentru dânsul nu este o problemă, nu, să clar. Se trezească la prima oră. Vreau să luăm așa un pic din trecut în prezent și așa o să facem un mic rezumat ce a însemnat anul 2015 pentru dumneavoastră și pentru comună, domnule primar. A fost un an greu? Frumos și greu. Frumos și greu în același timp. Asta este foarte interesant. Hai să dezvoltăm. Asta înseamnă că au fost rezultate, dacă spune frumos și greu. Au fost rezultate pentru că am atras fonduri europene prin GAL, am atras fonduri europene pentru apă. Am reușit într-un final să introducem apa în 3 sate, mai avem încă 3 care trebuie finalizate. Și zic că lucrurile merg bine, dar foarte greu, pentru că știți ce înseamnă fonduri europene, foarte multă documentație, foarte multă alergătură, dar dacă vrei să faci treabă și vrei să ai rezultate, trebuie să te zbați. Corect, trebuie depusă și foarte multă muncă în spatele și acestei documentații, formă implementarea, formă controalele, cum la noi se schimbă regulile în timpul jocului, mai apar surprize. Trebuie să trecem peste toate și trebuie să mergem mai departe. Și mai apare și o anumită categorie a populației, pentru că eu sunt foarte curioasă. Există apă și canalizare pentru locuitorii din 3 sate, toți s-au branșat? Sau mai sunt și oameni care preferă în continuare metoda veche. Metoda veche, dar cu apă din fântână, ca să nu plătească, să și nu... Și cu decantor în fântână. Nu s-au branșat toți, dar problemele, vedeți că sunt din ce în ce mai acute cu lipsa apei și nu mai au apă în fântână și atunci nu au de ales decât să folosească apa de la rețea. De asta am și grăbit un pic investiția, ca să putem finaliza, să aibă oamenii anul ăsta apă. Nu de alta, dar se anunță chiar o vară secetoasă. Vedeți că precipitații din ce în ce mai puține. Exact.
Clima s-a schimbat și la noi și, drept urmare, atunci trebuie să ne facem tot felul de planuri de rezervă. Deci dacă nu vor ei, ia câte de nevoie vor trebui. Natura îi obligă. Da, da, da. Nu, că știu că de obicei și prin alte sate din județ m-am mai întâlnit cu primari care spuneau, măi, le-am făcut, nu vor să se branșeze, zice, îmi vine să nebunesc, dacă fac... nu-i bine, dacă nu fac, iară nu-i da, bine. Da, comentează că, uite, noi nu avem apă și nu mai știu încotro să iau, știi? Da, deci sunt și populații, dar să știți că ne gândim și pentru investitorii care vin la noi în comună, pentru că dacă nu au utilități, nu vor să-și facă investiții, au nevoie de apă, canal, drumuri, ceea ce noi vrem să le oferim investitorilor care, până la urmă, sunt piesa principală în dezvoltarea unei comunități. Aveți terenuri? Asta vreau să întreb chiar eu acum. Da. Aveți terenuri pentru investiții? Urmează să atrageți investitorii în comuna și mulți? Și așteptăm să vină cu mare drag, mai ales că la noi în comună este și nodul de autostradă și le oferim tot felul de facilități, dar trebuie să aibă și obligații, bineînțeles, investitorii, adică să investească în comuna noastră, să angajeze oameni din zonă și noi le oferim celelalte utilități fără a avea alte costuri. Adică le dați teren gratuit, să înțeleg? Sau terenul la prețuri foarte mici și le ducem utilitățile gratuit acolo unde își desfășoară activitatea. Asta bănuiesc că, bineînțeles, se ține cont de suma care urmează să fie investită, de sigur. Cât de mare este investiția, numărul de și condițiile de investiție, că mai sunt investitori care vin și depun cereri la primărie că o să facă investiții de milioane de euro și nu investesc nimic pe terenuri. Noi avem niște condiții foarte clare, în fiecare an trebuie să investească o anumită sumă din ceea ce spune că investește, dacă nu, automat, următorul an se va rezilia contractul. Deci noi le și oferim, dar și ei trebuie să vină. Aveți pretenția să-și respecte? Normal, au dreptul, dar și obligații la urmă. Sigur. Și ați avut cazuri de genul ăsta? În care au venit, au semnat contractul și după aceea s-a reziliat? Da, am avut cazuri de genul ăsta. În general, cei din străinătate nu sunt obișnuiți cu sistemul de la noi, adică să primești un aviz după 30 de zile, să stai la rând, să vii, cred că dacă vii aici, trebuie să ți se ofere tot. Este și normal să fie așa. Dar asta nu să zic că de fapt problema nu e la ei, problema e la noi, la sistemul ei, nostru. Și eu de fiecare dat, administrația locală nu este la nivel național. Ce să vă spun, de la Apele Române, ca să dea o cotă de nivel, a durat undeva la 7 luni de zile. 7 luni de zile să dea o cotă de inundații. Da. Nu erau încă sigur care dintre valorile care le aveau erau cele reale și era așa o discuție că urma să facă investiții de foarte mulți bani. Și au așteptat să vadă limita maximă la care poate să urce Mureșul, nu? Da, au așteptat un an de zile ca să vezi până... Extraordinar. Și investitorul respectiv care vrea să construiască malul Mureșului și-a retras investiția și a zis să poate că nu putem sta câteva luni ca să obținem o singură hârtie. Extraordinar. Că noi vrem să investim și să aducem bani în România. Asta este situația. Și ce voiam să facă? Pe acel acolent care discutam în 2012, lângă Mureș, unde vrea să facă un vaporaj, erau niște americani care erau interesați de acest proiect, dar din păcate lucrurile au mers cum au mers și nu s-a realizat. Aveau idei, aveau strategie, dar uite că nu avem noi românii pregătit un sistem prin care să putem obține toate avizele. Vamos, Corina, lasă-mă în pace. Nu cred că sunt singuri investitori care vor să vină în țară și să facă lucrul ăsta. Dar... Cum, după 7 luni să dai un aviz? Extraordinar. Da. Dar ei ce fac acolo? Pentru că tot timpul trebuie să măsoare. Nicol, eu stau de 3 ani de zile. Vrei să ți reamintesc după un aviz? Da. Deci 7 luni de zile este mic. Niște luni puține. Cum să vă zic, vin și investesc foarte mulți bani în zonă, ceea ce înseamnă impozite mari, creează locuri de muncă, de unde iară câștigă administrațiile locale și banii rămân în buget. Asta trebuie să înțelegem că trebuie să-i atragem, dar să le și oferim. Ei vin să investească, trebuie să le și oferim măcar condițiile de a termina mai repede lucrările. Pe acest an 2016 aveți deja un plan, o strategie de dezvoltare a comunei Șoimuș, chiar și de a atrage investitori, ați avut discuții? Am avut discuții, avem, nu în discuții deja, au și cumpărat teren în comuna noastră, 2 investitori care vor face 2 fabrici, una de becuri pe LED și una de hrană pentru pești, un italian și un belgian, da, și... Le-am spus și mă și țin de cuvânt, o să le tragem toate utilitățile acolo să poată să înceapă lucrurile. Spun că vor începe lucrurile de la sfârșitul lunii martie. Eu îi aștept, să-i dăm drumul.
Pe lângă asta au nevoie de oameni de la noi din comună. Vreau să ducă 15 cei cu becurile cu LED. Vor să ducă în Belgia 15 tineri care să instruiască și să rămână pe zonă, pe lângă inginerii care îi trimit ei. Investiții destul de mari, investiții de câteva milioane de euro. Pe noi ne interesează fiecare leuț, pentru că înseamnă dezvoltarea comunei Șoimoș. Dacă ai bani la buget, poți să te dezvolți. Și odată atras un investitor care funcționează bine, automat vin și alții după noi ei. Noi trebuie să înțelegem primarii, în general, că avem nevoie de investitori ca să putem avea bani la buget. Să nu mai stăm toată ziua cu mâna întinsă la Consiliul Județean, la Guvern, batem drumurile de București, mergem pe acolo, poate că de multe ori toate ușile sunt închise, că nu contează că vrei să faci treabă, contează ce culoare ai în spate. Și lucrurile... Acum este guvern de tehnocrați, vă rog frumos. Bun, acum, dar asta va fi până la alegeri. Nicola, după alegerile, da, după alegerile din toamnă se va întâmpla la fel. Revenim la situația inițială, da. Și atunci, dacă tu ai investitori, ai buget, în momentul respectiv poți să te dezvolți singur. Că de fapt asta înseamnă administrație locală, să te dezvolți singur, nu să ai nevoie de bani din altă parte. E văzut la fel ca și un business, la urma urmei. Administrarea locală. Dacă, absolut. Dacă vezi așa, sigur. Poți să și stai și să aștepți să zici, da, trebuie să-mi dea Consiliul Județean, trebuie să-mi dea... Când am probleme, mă duc și depun o cerere și, la Consiliul Județean, spun că sunt într-o situație extraordinară, n-am de unde să plătesc curentul, n-am de unde să-mi plătesc... În special trebuie să te zbați, na, asta este, când te înham la funcția asta sau la votul de primar, trebuie să te gândești că trebuie să 80% din timpul tău trebuie să-l acordi administrației locale. Și asta înseamnă discuții cu investitorii, mai am câțiva investitori puternici, acum ne zbatem să aducem Institutul Oncologic de la Milano, al doilea din, da, este în premieră, vă spun, al doilea din lume ca Institutul Oncologic, vrem să-l aducem la Bălata. Avem discuții, acum le-am trimis terenul, acum am cerut certificat de urbanist ca să vadă că pot construi pe zona respectivă. I-am cunoscut în București și nu au vrut să investească în București, că acolo e cam București. Exact. Ne apar tot felul de probleme. E saturație, maximă. Și le-am spus, veniți la mine, vă ofer toate condițiile, vă stau la dispoziție cu tot ce aveți nevoie, dacă trebuie vă ajut și pentru documentații. Adică vă ajut în ce sens? O să mai insist să vă dea mai repede documentele să putem... Adică este foarte important să fii susținut de primar și să te ajute, pentru că în special că sunt străini. Nu cunosc sistemul din România. Bun, vedeți cum îți dai telefon și încep... Exact, în termenul stabilit de lege. Exact. Nu trafic de influență sau altceva. Să nu se înțeleagă altceva. Oameni buni. Da. Bănuiesc că înțelegeți exact mesajul. Cele 15 sau 30 de zile conform legii să fie respectate. Dar la cât de puțin au de lucru instituțiile, la o adică vis-a-vis de astfel de investiții, astfel de avize și de autorizații se pot da mult mai repede, fără niciun fel de probleme. Institutul Oncologic este foarte important pentru județul Nedoara, în primul rând, că este o investiție de peste 280 de milioane de euro. E pentru cercetare, nu? Pentru cercetare, da. Și vă spun, e al doilea din Europa, după Milano, unde s-a dezvoltat în jurul acestui institut, s-au dezvoltat foarte multe locuri de cazare, vin foarte mulți oameni cu bani care li se aprobe, după care se face cercetare. De fapt, Institutul Cancerului m-ar veni, dar exact. E un institut foarte, foarte căutat și în ziua de azi da, vedem că... Da, din păcate că... e din ce în ce mai deasă această boală. Vedem că e o cum să vă spun, o... boala secolului, cum da. Se zice, și da. Avem și nevoie. Și se fac cercetări și atunci se și aplică tratamente personalizate, pentru că da, în funcție de fiecare casă, în funcție de stadiul în care se află boala. Zona este perfectă, pentru că e natură. Da, am spus, să aveți 3 km de autostradă, o să vă las chiar lângă pădure, să aibă zonă, exact. să nu fie poluată. Aerul să fie curat. Au venit, au văzut terenul, le-am trimis toate hărțile, deocamdată au zis că e ok, acum vedem când mă eliberează Consiliul Județean, că eliberează certificat de urbanist, să vedem dacă ce condiții și ce avize le cere Consiliul Județean ca să poată să demareze. Eu îi sprijin cu tot ce au nevoie, că interesul meu e să aduc investitorii în zonă, vă dați seama numai impozitul, plus angajați, că o să aibă undeva la câteva zeci, poate chiar sute de angajați. Cadre medicale, care vor fi și de la noi din țară și din străinătate. Și va fi, în primul rând, numele, că
Este în județul Nedoara, nu este nici la București, la Botoșani, nu este... Da, crește imaginea județului și plus de asta a, ținem tinerii talentați medici da. Buni în țară. Există șansa să figureze Șoimuș pe harta mondială. Noi ne zbatem să avem discuții cu tot felul de investitori, că ăsta e scopul nostru, dar să știți, v-am zis încă o dată, punctez treaba asta, e foarte important cât de repede se mișcă documentele. Investitorii ăsta nu sunt învățați să stea la... mila unui funcționar public să emită un aviz. Adică dacă tot au bani și vor să investească, ei... Hai să-i ajutăm, hai să-i sprijinim. Ei consideră că trebuie să și fie susținut și e și normal ceea ce consideră, pentru că investesc foarte mult bani. În condițiile în care țările dezvoltate, de exemplu țările nordice și nu numai, poți să-ți înființezi o firmă în 10 minute, chiar și online, fără să fii tratat ca să planeze asupra ta suspiciunea că ai putea să fii un infractor, nu? Corect. Nu-și cere nimeni, nu știu ce. Nicol, într-o zi va ajunge și România așa. Eu nu sper, nu pierd speranța. Sunt ferm convinsă că într-o zi ne vom trezi și vom fi și noi așa. Și vom fi conștienți de faptul că e necesar să construim, e necesar să ne gândim la cei din jurul nostru și să facem lucruri bune. Da, eu sper să nu fie prea târziu, știi, asta este. Nu. Să ne ajute Dumnezeu. Acum depinde și de primar, e drept, cât de tare se implică. Da, așa este, depinde de noi. În general, primarul e vinovat pentru orice. Da. Noi ne-am obișnuit deja, cei care suntem în funcție de primar. Și meritele sunt altora. Da, și meritele sunt altora. Am făcut campaniile electorale, pe mine altul se bate cu pumnul în piept, eu am făcut. Așa. Dar să știți că trebuie să ne sacrificăm timpul, că trebuie să ne ocupăm pentru a dezvolta zonele, dacă tot vrem să fiind primar. Dacă nu ne apucăm și ne facem business-urile noastre personale și ne lăsăm de funcția de primar și lăsăm pe altcineva care are energia necesară să ocupe de problema asta. Da, nu cred că este un sacrificiu, nu așa trebuie văzută problema. Nu, este o implicare și interesul față de comunitatea asta este. Nu faci sacrificii pentru că dacă ai face sacrificii ai sta cu mâinile în sân că nu vreau să fac și nu, e prea așa, nu. Satisfacția e mare atunci când un proiect îți reușește, în momentul în care ai reușit să închei un contract cu un investitor, în momentul în care ai reușit să crești bugetul local, în momentul în care ai reușit să oferi un loc de muncă tuturor cetățenilor comune, eu zic că este o foarte mare satisfacție. Apropo de program de management, mi-aduc aminte, după alegerile din 2012, când domnul Irimie a fost ales primar, prima chestie pe care a făcut-o, dar așa scurt, zice, de ce trebuie să plătesc eu tot timpul ajutor social persoanelor defavorizate sau să plătesc servicii de salubritate, de salubrizare sau de nu știu ce la alții. Și a făcut cu beneficiarii de ajutor social, a făcut la primărie propriul serviciu de salubritate. Vreau să spun că în câteva luni, deci în județ, creșteau bălăriile pe marginea drumurilor, știi, așa că le tăia mașina, știi, în viteză. Deci în câteva luni chiar am făcut un reportaj, dar cu totul la Șemuș era totul curățat. Era totul curățenie, frumos, oamenii cu hăinuțe, cu semnalizare, cu tot ce le trebuie, cu coordonator, cu... Fratele meu, deja o mulțime de primari din jurul Șoimușului, eram supărați pe domnul Irimie. Că zicea, uite-te, a venit ăsta din prima și ne dă lecții, știi? No. Dar puterea exemplului, pentru că chiar dacă nu și-au făcut servicii de salubrizare, măcar... Au învățat să fie mai gospodari. Sigur că da. Să arată mai bine. Sigur că da. Da, e important și o puterea casă. Exemplului. Și o casă, dacă e micuță și curată și cochetă, arată frumos. Și o vilă poate să fie cât de mare și să rămână, să fie mizerie, n-are niciun aspect dacă nu-i curat. Exact. Și acolo am lucrat din momentul când am ajuns primar. Bine, eu am fost supărat pe serviciul de salubritate, adică pe cei care prestau înainte, pentru că nu vreau să, nici măcar gunoiul nu vreau să le ia decât pe artelele principale. Să nu intrăm pe că lovim mașina, că zgâriem oglinda. Da, și zice, nu-i profitabil, pe un rup o oglindă, nu mai câștig nimic. Mai băiete, păi, stai să ne înțelegem. Ai un contract, asumă-ți. Eu trebuie să iau gunoi de la fiecare cetățean, pentru că altfel cetățeanul respectiv, dacă nu iau gunoi, îl aruncă în șanță. Că asta e unde să-l arunci. Și atunci am zis, nu se poate. Și am avut o discuție cu ei și am zis, nu se poate. Îmi fac serviciul de salubritate, l-am făcut și funcționează foarte bine și chiar îți mulțumim de rezultatele lui. Asta înseamnă să te gospodărești singur, dar mulți poate că nu vor să-și asume. E o responsabilitate în plus, că asta este bătaie de cap.
Dar nimic nu este fără lipsă și cât mai multe servicii și să ai cât mai puțină bătaie de cap. Dar eu nu cred că este așa, pentru că atâta timp cât nu ai controlul asupra acestor servicii, ai mai multă bătaie de cap din partea cetățenilor. Exact, exact. Domnule primar, cum vedeți anul 2016 până la alegeri? Ce proiecte mai aveți? Proiectele la... care le-am început vreau să le finalizez, o parte din ele. Am început eu proiecte capele în fiecare sat, aveam un program cu preoții cu care am discutat cu ei din 2013, am început programul, am terminat prima capelă în Șoimuș, Bălata, acum se construiește capelă în Bohold, Păuliș, nu, Chișcădaga, scuzați, Sulighete, urmează anul ăsta să începem și în Fornădie și am înțeles că vor depune și alte proiecte preoții. Am început programul ăsta la cerința cetățenilor, pentru că vedeți că în ziua de astăzi trebuie să fim un pic altfel. Și ne mai cere și legea să cel decedat să nu mai ținem acasă pe perioada până la mormântare. Da, da, da. Dar, perioada obligație. Da. Noi, asta ar fi un, cele care le-am început, proiectul de apă, bineînțeles. Vrem să terminăm racordul la canalizare în tot satul Șoimuș, că doar acolo avem canalizare. Am depus pe Ministerul Dezvoltării un proiect pentru canalizare și în celelalte 5 sate. Deci lucrurile pe PNDR-ul, pe PNDR vrem, acum lucrăm la proiectul pentru drumuri. Eu sper să se finalizeze odată ghidul, să știm, să putem să-l depunem, că anul trecut a fost așa o chestie de scurt timp, de scurt metraj. După nu, care a fost o dezorientare totală. Da, și noi, noi suntem pregătiți ca să depunem, numai să vedem care sunt condițiile, care sunt condițiile și cum arată noi la ghiduri, pentru că se modifică și s-ar putea după să te trezești. După ghidul vechi, noi cam, cum să zic, avem toate condițiile pentru a putea intra, să fim eligibili. Adică avem și școli, și proiecte europene, și cale ferată, și îndeplinim toate condițiile să putem să luăm punctaj maxim. La fel, căminul din Șoimuș intră într-un program de reabilitare prin Compania Națională de Investiții. Vom face un cămin mare de 1400 de persoane, un cămin frumos cu o sală de cinematograf. Asta... Sală de cinematograf? Da. Deci nu, vă limitați, deci nu vă limitați doar la finanțările europene pe PNDR, pe Programul Național nu, de Dezvoltare. Tot ce înseamnă rurale. Finanțări naționale și europene, tot, da. Tot ce se poate finanța. Avem, toate avem un compartiment de proiecte europene, dar nu doar proiecte europene, ei se ocupă de treaba asta, adică tot ce apar finanțări, le culeg, vin, le prezintă, discutăm și stabilim pe ce, ce se pliază, pe ce da. Se pliază și dăm drumul la proiectul respectiv. Sala de sport la Bejan, asta eu cred că tot pe Compania Națională de Investiții avem depus proiectul, deci lucrurile încep să intre în făgaș normal, dar trebuie să te zbați încă o dată, repet lucrul ăsta și mulțumesc colegilor mei din compartimentul de proiecte europene, pentru că chiar e un compartiment tânăr care impulsionează toată mișcarea din Comuna Șoimuș. Mare lucru. Și munca în echipă, unde este o echipă, unde sunt mai multe minți, care fiecare vine cu ideea ei, iată, uită că se pot face fiecare lucruri are foarte constructive. Eu așa am mers pe concepția asta, fiecare are un proiect. În momentul când am stabilit, da, că mine de la Șoimuș se ocupă X. De proiectul ăla discutăm. Lucrează toți pentru proiectul ăla, dar discut doar cu singurul responsabil. Un responsabil. Un fel de manager de da, proiect. Așa, da. Fiecare proiect se ocupă un domn sau o domnișoară sau o doamnă din... Aici demonstrați încă un lucru. Majoritatea primarilor se plâng că nu au persoane care să se ocupe de astfel de proiecte pentru că, fiind salariile foarte mici, nu se angajează oameni de specialitate. Dumneavoastră demonstrați că se poate. Ei beneficiază, ei beneficiază de un avantaj acolo pentru proiectul european, adică beneficiază de un spor pentru proiectul european. Eu, în momentul, adică cum să vă spun... Nu vine camera de conturi să spună că... Nu, nu. Finanțarea e din cadrul proiectului. Exact. În momentul când intră pe proiectul european și lucrează la proiectul european, nu primește sporul acela că lucrează în alt compartiment și... îi dau numai așa ca să electoral, să zicem, da. Între ghilimele. Da. Nu, da. Mă interesează chiar cel care se ocupă de proiecte să fie acolo, să primească banii și să vadă ceilalți că dacă te zbați acolo în compartiment de proiecte și faci treabă,
e și renumerat. Și dar și responsabilitatea este imensă, imensă, pentru că trebuie imensă, să până și răspunderea e fantastică. Da, dar oamenii trebuie motivați și în momentul în care sunt motivați, sunt și atenți, sunt și responsabili și și duc munca la bun sfârșit. Sunt motivați nu foarte bine, dar ideea e că acum este și nu ține și mai mulțumirea, mulțumirea sufletească exact. În momentul când se închide un proiect. Spui, uite-te, ăla este proiectul meu. Da, și am reușit fie ce a fost. Am avut și stresuri, cum să zic, că noi, primăria Șoimuș, n-am avut, adică a trebuit să ne și gospodărim, a trebuit să plătim și vechea moștenire, cum vin unii, și atunci am dar să ne și dezvoltăm. Să ne și dezvoltăm și a trebuit să facem așa niște mici artificii, să vedem în momentul când, cum plătim din vechea moștenire, cum mergem mai departe cu proiectele și scopul nostru a fost să atragem proiecte europene pentru că bani din buget să facem, n-aveam din ce, că trebuia să plătim datorii. Și atunci am stabilit treaba asta și au mai fost și impasuri financiare, stres, împrumuturi, nu venea, nu puteam discuta cu băncile, aplică pe trezorerie, nu intrau banii, pierdeam finanțarea, deci agitații din astea care până la urmă, când se încheie totul cu bine, toată lumea e mulțumită și toată lumea e fericită. Și da, dar sunt alții care au spus, nu, eu altul de acum încolo nu mai fac, că m-am săturat. Dar nu, adrenalină, crește adrenalină. Se vede că a spus sportiv. Și odată ce reușești cu un proiect, Nicol, ești foarte convins că reușești și cu al doilea și cu al treilea și uite, așa vin satisfacția, te mobilizează și nu te mai oprești și vrei să dezvolți din ce în ce mai mult. Te interesează să te oprești. Exact, la urmă mai trebuie să evoluăm. Să ne dea Dumnezeu cât mai mulți primari cu astfel de viziune în județul Hunedoara. Da, mulțumesc, dar să știți că așa ar fi normal să fie. Eu văd asta normalitate, nu văd. Păi, de asta spuneam și eu, că nu este sacrificiu. Da, da, v-ați obișnuit să spuneți, dar nu este. Este o normalitate. Da. Domnule primar, vă mulțumim că ați fost alături de noi mare de această drag, dimineață. Oricum, mai veniți, da? Bine, sigur. Vă place și la noi la Corineața? Îmi place, nu e niciodată. Vă aștept și eu la noi în comună și aștept încă o dată prin intermediul dumneavoastră pe toți cei care vor să investească au o ușă deschisă la primarul comunei Șoimuș și stau alături de ei cu tot ce au nevoie să-i sprijin să investească cât mai repede și să se dezvolte comunitatea din Șoimuș. Așa este, Nicol. Draga mea, îți mulțumesc. Să Dumnezeu pe toți hunedorenii și pe toți românii. Așa. Mulțumim. Gânduri bune, nu? Mai optimistă. Dragii mei, vă mulțumesc și vouă că ați petrecut o dimineață alături de noi. Bineînțeles, mâine la ora 7 ne vom trezi din nou împreună. Dar până atunci să aveți o zi superbă, așa cum vă doriți fiecare. Cel mai important, zâmbiți, iubiți, fiți fericiți. Sunt Corina Budinariu, ne vedem și pe pagina noastră de Facebook Corineața Perfectă. Pe mâine dimineață. Pa, pa!